De ce să modifici o rețetă care funcționează? Cam ăsta pare să fie motoul pe care l-au folosit cei de la Kia în momentul în care au dezvoltat faceliftul modelului Kia Exceed. Iar astăzi vom discuta despre toate noutățile pe care le aduce acesta pe piață, motivele pentru care s-a dovedit a fi un bestseller pentru producătorul sud-corean, mai ales în Europa, și de ce mașina asta merită să fie cumpărată în anumite condiții. Să-i dăm drumul! Iată, noua Kia Exceed. Dacă putem să-i spunem așa, pentru că Kia Exceed nu este de foarte mult timp pe piață, este la prima generație și iată că anul trecut a primit deja un facelift. De altfel, atunci când v-am prezentat ultima oară mașina pe canal, faceliftul fusese anunțat, dar nu ajunsese încă pe piața din România. Și iată-ne totuși la aproape un an distanță cum ne delectăm cu versiunea îmbunătățită a modelului sud-corean. Și cum vă spuneam, din punct de vedere al designului cel puțin, dar și al motorizărilor, să vedeți mai târziu, nu s-au schimbat foarte multe lucruri. De altfel, dacă un produs funcționează, nu ai de ce să modifici foarte multe lucruri. Și mașina la care vă uitați este teoretic un crossover de segment C. Teoretic, rivalizează cu mașini precum Tiguan, Qashqai sau chiar și Sportage până la un punct, dar nu e chiar așa. Sigur, dimensiunile exterioare s-ar putea să te păcălească puțin. Mașina asta se încadrează imediat sub Sportage din gama producătorului sud-corean și deși are 4,4 metri lungime, cred că rivalul său natural ar fi o mașină de genul Hyundai Bayon sau Sandero Stepway, de exemplu. Da, sunt foarte multe lucruri de discutat aici. Cert este că avem o mașină de 4,4 metri lungime, care se încadrează aproape perfect în segmentul C, cu o gardă la sol de 17 sau 18 cm în funcție de jantele pe care le alegi. Noi aici avem jante pe 18, așa că garda la sol este de 18,4 cm. Și vă spuneam că comparativ cu modelul pre-facelift avem câteva modificări de design. În primul rând, cele mai evidente vor fi cele din faruri. Farurile în acest moment au 3 semnături luminoase verticale, da? Le puteți observa aici. Spre deosebire de modelul pre-facelift care avea 4 puncte, dar făcea un fel de X. Și faptul că inginerii Kia au reușit să integreze proiectoarele în interiorul farurilor, înseamnă că pe bara din fața lui Exceed nu mai ai proiectoare de ceață. Mai mult, tot profilul din față, tot profilul acestei bare frontale a fost modificat puțin și este acum un pic mai agresiv. La fel și grila, da? Are o formă un pic diferită. Grilajul are niște elemente mai mari și mai rare decât pe modelul pre-facelift, dar iarăși diferențele sunt foarte, foarte mici. Și bineînțeles nu putem să uităm de sigla Kia, sigla nouă Kia, care apropo seamănă atât de mult cu KN, încât foarte multă lume după lansarea noului brand, noi identități de brand Kia, a căutat pe internet să vadă ce înseamnă Cayenne. Da? Asta este noul logo Kia. Dar, per total, mașina arată bine. Arată fix așa cum ar trebui să arate un Exceed, care nu este nimic altceva decât o versiune înălțată a popularului hatch de segment C, Kia Ceed. Și, din acest punct de vedere, putem să spunem, de exemplu, că mașina asta este un rival pentru Volkswagen T-Roc. Da? Și cred că este cel mai... T-Roc și Bayon sunt cele mai apropiate mașini din punct de vedere al rivalității cu Kia Exceed. Modelul de față este îmbrăcat în lemon green, o culoare care atrage foarte multe priviri și veți observa aceste elemente de plastic ornamentale care imprimă mașinii un caracter de off-roader. Jantă pe 18, așa cum vă spuneam, și elementul surpriză de aici, de pe aripa față, acest port suplimentar de încărcare, pentru că mașina în acest caz este un plug-in hybrid. Da, este un plug-in hybrid, o specie pe cale de dispariție și motivul pentru care modelul ăsta este extrem, extrem de eficient. Pentru că vă spuneam și în alte clipuri, mașinile plug-in hybrid de la Kia au un mod special de rulare numit hibrid, care transformă în hibride adevărate și consumă destul de mult din baterie, ceea ce le face campioane la consum. Despre asta un pic mai târziu. În zona din spate, iarăși, nu s-a schimbat mare lucru. Dacă nu vorbim de versiunea GT-Line. Versiunea GT-Line vine cu stopuri noi. Versiunea GT-Line vine în momentul de față cu niște stopuri
care au foarte multe LED-uri și arată superb din punctul meu de vedere. Dar noi nu, aici avem, nu avem aici versiunea GT-Line, pentru că în România Kia Exceed este adusă doar în versiune Vision pe versiunile plug-in hybrid. Și așa cum scrie aici, vedem, da, este o versiune plug-in hybrid. Hai să deschidem și portbagajul. E acționat electric. Și în portbagaj, pentru că avem bateria de 9 kWh stocată undeva aici sub podea, mai rămân 291 de litri de stocare. Avem aici un spațiu suplimentar pentru cablurile de încărcare, da? Comparativ cu vreo 460 de litri cât ai pe versiunea normală a acestei mașini, deci non-plug-in hybrid. E o diferență destul de mare, de care trebuie să fii conștient în momentul în care vrei să-ți cumperi această mașină. Haideți să ne lucrăm și la interior. Iarăși, foarte, foarte puține schimbări, dar o să încerc să vă descriu calitatea materialelor. Aici avem un plastic destul de aspru, dar am văzut mai rău. Pe multe mașini germane, de exemplu, am văzut mult mai rău. Aici avem o suprafață moale, iarăși o suprafață moale aici pe cotieră, geamuri electrice, scaune încălzite pe spate. Ceva ce găsești mai rar în acest segment. Și grila de la difuzoare un pic rigidă. Aici avem un spațiu de depozitare, mă rog, spațiu pentru pahare. Și cam așa arată locurile din spate. Și cam așa încap eu în spatele scaunului șoferului, reglat pe poziția mea confortabilă la condus. Clasicul 1.84-120 de kg și în cap un pic la limită aici. Hai să vedem și la cap cum stă treaba. Da. Nu am foarte mult loc aici în spate, dar cred că aș putea călători pentru drumuri ceva mai scurte. Iar dacă e să vorbim de zona din față, nu s-a schimbat nimic în designul general, da? O să urcăm în față să vă arăt exact ce s-a schimbat, pentru că sunt vreo două schimbări interesante. Dar până să ajungem la schimbări, hai să vorbim despre calitatea materialelor. Panourile de pe ușile frontale au material de calitate mai bună. Aici vorbim de un plastic mai moale. Aici și avem suprafață moale și aici un panou din negru lucios. Nu e neapărat preferatul meu, dar arată bine. Nu știu cât de bine va rezista în timp. Aici avem scaune din piele. Bine, și în spate erau tot din piele. Este opțiunea de top, pentru că aici vorbim de un nivel de echipare de top. Mă rog, v-am spus, e un singur nivel de echipare Vision, dar poți să-ți adaugi opțiuni extra dacă vrei. Haideți să și pornim. Și aici avem singura schimbare la interiorul lui Exceed, respectiv instrumentarul de bord mai nou, cu o grafică nouă și cu un diametru de 12,3 inci, pentru că vorbim de un display. Și în momentul în care schimb modurile de condus, treci pe modul sport, ai un alt afișaj. Asta este singura diferență comparativ cu modelul pre-facelift. Aici avem în continuare opțional un ecran de 10,25 inch cu toate funcțiile pe care le știm de pe alte modele Hyundai Kia. Da? Singura diferență este că avem un meniu pentru caracterul plug-in hybrid al mașinii. Adică mai avem 9% energie în baterie. Ni se și arată aici grafic. Și în momentul în care mergi cu mașina, ți se arată cum circulă energia la bordul modelului sud-corean. Și bineînțeles avem toate funcțiile, quiet mode, care oprește boxele de pe spate pentru copii, în cazul în care ai copii mici și nu vrei să-i trezești în timp ce te afli la volan, Kia Live, proiectarea telefonului Android Auto și Apple CarPlay cu fir, în acest moment, cel puțin pentru Android Auto, eu am conectat mașina cu fir. Aici avem butoane sensibile la atingere, deci nu sunt fizice, pentru diferite shortcut-uri. Da? Iar aici avem butonul de avarie și aici panoul pentru sistemul de climatizare și mai jos butoanele pentru scaune ventilate, încălzite și volan încălzit. Iar aici jos avem o plită de încărcare, conectorul USB și schimbătorul de tip clasic. Pentru acest model nu este cel rotativ pe care l-am văzut pe modele precum Kia Sport. Deci avem aici un buton pentru cameră. Cameră care are o calitate destul de bună, sincer. Dar bineînțeles, întotdeauna există loc de îmbunătățiri. Aici pe volan avem butoane pentru diferite funcții ale mașinii. Aici pe stânga, mare parte din... Da, toate sunt pentru multimedia. Iar aici pe dreapta avem butoane pentru cruise control și pentru modificarea afișării informațiilor pe ecran. Bun, iar aici în stânga mai avem câteva butoane.
Iarăși, pentru diferite funcții ale mașinii, lane center assist, senzorul de unghi mort, DSC, mă rog, controlul tracțiunii, un buton pentru a programa între ce ore să ți se încarce mașina, butonul care deschide flapsul pentru rezervorul de benzină, pentru că pe modelele plug-in hybrid trebuie scoși vaporii de benzină înainte să deschizi acel flaps, și butonul pentru portbagaj, inclusiv pentru poziția farurilor și aici pentru luminozitatea bordului. Cam atât pe parte de modificări. Vă spuneam, nu s-a schimbat mare lucru la Kia Exceed, însă motivul pentru care am luat această mașină, comparativ cu ultima, care folosea motorul de 1.5 litri turbo cu 160 de cai, este să văd cât consumă versiunea plug-in hybrid și dacă merită să faci trecerea pe un plug-in hybrid comparativ cu un termic clasic. Haideți să vedem la ce concluzie am ajuns. Acum când ne-am pus în mișcare, haideți să vorbim puțin despre partea tehnică. Vă ziceam că mașina asta e construită pe aceeași platformă cu Kia Ceed și că faceliftul nu a adus modificări uriașe în gamă. Nici pe partea de design, dar nici pe partea tehnică. Deși aici poate că ar fi ceva mai multe de discutat, pentru că gama include motorizări foarte variate, pornind de la un propulsor de 1 litru cu 120 de cai până la propulsoare de 1.5 litri turbo cu 160 de cai, pe care l-am testat pe versiunea pre-facelift, dacă vă aduceți aminte clipul cu ea, urcând până la motoare de 1.6 litri, atât diesel cu 136 de cai, cât și benzină, în câteva versiuni diferite. Avem un 1.6 de 204 cai, care este de Big Daddy GT-ul din gamă, dar și această versiune, plug-in hybrid, cu asistență din partea unui motor electric. Bun, hai să vorbim despre această versiune, pentru că asta ne interesează, pe asta o conducem. Vorbim de un plug-in hybrid foarte interesant. Motorul de 1.6 de sub capotă nu este din generația SmartStream, este din generația Kappa, deci ceva mai vechi. Funcționează doar în ciclu Atkinson și are 105 cai putere, până la 105 cai putere și 147 de Nm, dacă mi-aduc eu aminte bine. Asta pe partea de cuplu. El este asistat, așa cum v-ați dat seama probabil, de un motor electric de 61 de cai și 170 de Nm, care este încastrat în transmisie. Practic este sandwichat între motor și transmisie. Împreună, aceste două surse de putere pot să livreze până la 141 de cai putere și 265 Nm cuplu, prin intermediul transmisiei automate cu dublu ambreiaj și 6 rapoarte. Nu sunt resurse debordante, dar mașina asta nu a fost gândită pentru a fi o mașină ultra rapidă, cum se întâmplă pe modelele plug-in hybrid de la alți producători, de exemplu la Porsche, așa cum ați văzut pe Cayenne-ul Turbo SE Hybrid, care avea mult prea multă putere pentru oricine și care era gândit mai mult ca un plug-in hybrid, dar din perspectiva performanțelor, nu neapărat a autonomiei și a economisirii combustibilului. Aici vorbim de o filozofie complet diferită. Ideea nu este să oferi nu știu ce performanțe, ci să oferi o mașină cât mai eficientă posibil. Și știți deja probabil că cei de la grupul Hyundai Kia au câțiva ași în mânecă. Pe partea tehnică, mașina, v-am spus deja de motorul termic și motorul electric, folosește o baterie de 9 kWh, 8,9 kWh, stocată undeva în spate, care nu este o baterie uriașă pentru o mașină plug-in hybrid. Dar, datorită modului de condus hibrid pe care l-au mașinile Hyundai Kia, v-am spus pe review-ul cu Kia Sportage de el, cu ajutorul acelui mod poți obții consumuri destul de mici, pentru că mașina va funcționa ca o mașină hibridă și va combina foarte eficient cele două surse de putere. Haideți să vorbim despre cât a consumat mașina asta în special. În primul rând, autonomia electrică, cea declarată de Kia, este de 42 spre 48 de km în funcție de anvelope. Noi avem anvelopele de 18 și teoretic ar fi 42 de km. Ghiciți câți kilometri am făcut eu pur electric cu mașina asta? 41. Deci nu mi s-a mai întâmplat niciodată să reușesc cu o mașină plug-in hybrid să obțin aproape numărul oferit de producător. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Este prima oară când pățesc asta. Bine, conform celor de la Kia, în mediul urban ar trebui să obții până la 60 de km autonomie cu mașina asta.
Eu da, am condus mașina asta în modul urban și conform testelor WLTP combinat a trebuit să obții până la 42 de km. Dar în continuare mi se pare un număr foarte bun. Ei, de aici, de la cei 41 de km parcurși pur electric până la prima 100 de km parcurși cu mașina, consumul afișat de modelul sudcorean a fost de 4,1 litri la 100 de km. Mi se pare excelent. Pentru prima 100 de km mi se pare excelent. Bineînțeles, nu foarte mult, nu toată lumea va folosi mașina asta așa cum este recomandat de producător, adică nu toată lumea o va încărca zilnic și va merge cu ea încărcată pe modul electric cât mai mult. Așadar, sigur, veți fi curioși de cât consumă mașina asta dacă bateria este descărcată. Ei bine, consumul fără niciun fel de asistență, deși asta e o exagerare. Cu bateria descărcată, mașina consumă în București 6 litri. 6,2 litri la 100 de kilometri. Ceea ce nu mi se pare mult oricum. Mi se pare un consum de hibridă normală. Mai ai un tip de consum pe mașina asta în momentul în care ai bateria încărcată și folosești mașina în modul hibrid. Atunci am văzut un consum de în jur de 5 litri la 100 de kilometri. De cele mai multe moduri în care poți folosi mașina asta. Ea, în mod normal, pornește pe modul automat. Pe modul automat, mașina va încerca să meargă pur electric cât mai mult, pentru că așa a fost programată, pentru a-ți reduce ție consumul de combustibil și a face mașina cât mai curată, eficientă, eco, green, cum vrei tu să-i spui. Dar vă spuneam că există și acel mod hibrid în care mașina practic funcționează ca un hibrid clasic și combină foarte mult motorul termic cu motorul electric și așa mai departe pentru a scoate consumuri cât mai mici. În momentul în care ai ieșit din oraș, lucrurile se schimbă pentru că nu vei mai avea foarte multă asistență de la motorul electric și atunci consumurile vor varia. Pe DN am văzut un consum mediu de 4,5 litri la 100 de kilometri, în timp ce pe autostradă consumul a urcat la 6,5 la 130 de kilometri pe oră. Ceea ce iarăși nu mi se pare mult deloc, mi se pare super acceptabil pentru o mașină de dimensiunile astea până la urmă și cu astfel de specificații. Mi se pare super, super ok. Dar e important de reținut și faptul că chiar și dacă ți se termină bateria, mă rog, se termină bateria, indicatorul din bord care te arată ție câtă energie mai ai în baterie, nu o să ți arate niciodată 0%. Pentru că cei de la Hyundai Kia au o abordare diferită față de restul producătorilor. Vă spuneam întotdeauna că la o mașină hibridă nu o să ai niciodată bateria complet goală. Întotdeauna o să ai un buffer acolo care să te ajute în momentele cheie, când, nu știu, apeși accelerația până la fund și ai nevoie de toată puterea pe care poate dezvolta mașina și așa mai departe. La fel se întâmplă și aici, numai că la 99% din producătorii auto, în momentul în care mașina ajunge pe bufferul ăla, ție îți va arăta că are autonomie 0 și încărcare 0 în bateria hibridă. E bine, la Kia nu. La Kia ți se arată permanent exactamente cât mai ai în baterie și în acest moment noi mai avem 12% energie în baterie. Când am plecat aveam 9% energie în baterie. Cum s-a întâmplat asta? Foarte simplu, vă spuneam, mașina funcționează ca un hibrid normal, adică ea va recupera energie pe frânare, da, pe care o magazinează înapoi în baterie. Asta înseamnă că în momentul în care tu încetinești, motorul termic este oprit complet, mașina recuperează energie, bagă energie în baterie și apoi când începi să accelerezi din nou, te ajută și motorul electric pe plecare și economisești iarăși combustibil, pentru că acolo vei consuma cel mai mult combustibil și așa mai departe, ciclul se rea. Și o să ai o variație între 8 și 12%, 13% încărcare în baterie tot timpul din aceste cauze, da? Mașina recuperează energie și apoi iar o folosește și tot așa. Asta până o conectezi la o priză și o încarci. Apropo de asta, poți să o încarci cu maxim 3,3 kWh și asta înseamnă că încărcarea va dura undeva la 2 ore jumate, cam așa, pentru mașina asta. E destul de puțin, ce drept, dacă avea 7,4, mașina se încărca ultra rapid, într-o oră era încărcată, dar a fost obținut celor de la Kia și e una ciudățică, pentru că ei chiar au platforme avansate cu 800 de volți, dar pe aici, pe această mașină au decis să ofere până la 3,3 kWh încărcare. Presupun că s-au gândit la modul în care va fi utilizată mașina și faptul că majoritatea clienților o vor încărca acasă. Și acasă oricum ai 2,3 kW la o priză normală, deci se va încărca probabil undeva la 4 ore acasă peste noapte. Lăsând asta la o parte, haideți să vorbim despre cum se simte comparativ cu un SEED normal, non-plug-in hybrid, să spunem. Și primul lucru pe care l-am observat a fost faptul că are o suspensie mult mai rigidă.
Vă aduceți aminte când am testat mașina pre-facelift, am lăudat foarte mult suspensia. Mi-a plăcut extraordinar de mult acea suspensie pasivă și mi s-a părut un mix genial de confort și sportivitate. Ei bine, pe mașina asta se simte faptul că avem undeva la câteva, vreo 200 de kg, 250 cred, în plus de greutate comparativ cu modelul normal, iar suspensia a trebuit ramforsată. Vorbim de un setup McPherson pe față, multilink pe spate, independentă pe spate, da? Dar în continuare mașina se simte destul de rigidă per total. Dar e bine închegată și chiar dacă este un pic mai dură decât mă așteptam, absoarbe imperfecțiunile din asfalt fără foarte mari probleme. Deci nu am simțit niciun fel de deranj pe partea asta. Dar am fost surprins de cât de rigidă se simte per total. Și mașina în aceste condiții îți dă impresia de masivitate, de rigiditate, de, nu știu, o construcție foarte bună per total. Izolarea fonică putea fi un pic mai bună. Am observat că la viteze mari intră foarte mult zgomot în habitaclu de la învelope. Deci nu știu dacă e neapărat problema mașinii pe partea de antifonare sau e problema anveloperilor pe care le avem pe mașină. Avem anvelope continental totuși, deci n-ar trebui să fie așa o mare problemă, dar am observat că intră destul de mult zgomot din zona pasajelor roților în cabină la viteze ceva mai mare. În oraș nu se simte atât de rău. Și da, dacă vrei să mergi ceva mai sportiv cu ea, poți să o faci, dar este evident faptul că mașina nu a fost gândită pentru asta. Dacă vrei așa ceva, ia-ți versiunea GT și s-ar putea să te poți distra cu peste 200 de cai putere la dispoziție, dar modelul ăsta nu prea, nu-i place să fie supra-solicitat. Motorul funcționează numai în ciclu Atkinson și da, când apeși tare pe accelerație, mașina pleacă de pe loc, dar nu într-un mod fulminant. Gândiți-vă că suta se atinge în 11 secunde și viteza maximă e 188 de km pe oră. Deci clar n-a fost gândită ca o mașină sportivă, ci mai degrabă ca o mașină eficientă. Și asta, din punctul meu de vedere, este. Transmisia automată cu 7 rapoarte DCT, sincer, se comportă foarte bine. E una dintre cutiile cu dublu ambreiaj mai rafinate pe care le-am simțit, dar sunt absolut convins că e și din cauză că avem destul de multă susținere din partea părții electrice a mașinii, care asistă în mare parte și la plecările de pe loc, și la decelerări, da, motorul e oprit atunci când decelerezi de foarte multe ori și atunci nu o să simți sincope cum simți la alte modele care nu sunt hibride și au cutii cu dublu ambreiaj. Ar trebui să testez cutia asta într-un setup fără motorul electric s-a învișat între transmisie și motorul termic și atunci ar putea să vă spun mai bine cum se comportă, dar în această combinație se comportă foarte bine. Iarăși, servodirecția este bine dozată, nu este foarte grea, nu este foarte ușoară și frâna, deși este regenerativă în foarte mare parte din timp, nu are acea incisivitate puternică pe prima parte a cursei care se întâmplă la foarte multe alte mașini de acest gen, ceea ce iarăși e un mare plus în după părerea mea. Și atunci, care ar fi concluzia cu privire la această mașină și cum se compară cu cea pe care am testat-o anul trecut? Sincer, pot să recomand această mașină dacă ai de gând să o folosești așa cum a fost ea gândită. Așa vă spun la toate modelele plug-in hybrid. Dacă stai la casă, undeva pe lângă un oraș mare sau într-un oraș mare, iar drumul tău îți permite să mergi pur electric în fiecare zi, dar ai o rutină zilnică de sub 40 de kilometri, poți să-ți cumperi mașina asta fără probleme. Ajungi acasă, ai pus-o într-o priză normală, nu trebuie o priză specială de încărcare. A doua zi pleci cu ea la muncă sau în oraș unde te treabă, folosind electricitate constant. Mi se pare o alegere foarte bună. Și atâta timp cât iarăși nu ai așteptări foarte mari pe partea de performanță, pentru că mașina asta a fost gândită să fie eficientă, nu neapărat o mașină de viteză. Dacă vrei o mașină care se conduce mai bine, nu consumă foarte mult, este mult mai dinamică și îți dă așa un feeling de sportivitate, poți să-ți iei această mașină cu motorul de 1.5 turbo pe care l-am testat anul trecut. Chiar vă recomand să vedeți acel clip, a fost foarte apreciat la vremea lui de către cei care mă urmăriți. Și versiunea aia, motorul de 1.5, mie mi se pare extraordinar. 160 de cai, se descurcă foarte, foarte bine pe această caroserie și aia ar fi alegerea mea din toată gama. Dar, dacă vrei o mașină plug-in hybrid și să mergi cu ea complet electric prin București, este și asta o opțiune foarte, foarte bună. Prețurile încep de undeva de la 37.000 de euro. Mașina pe care o vedeți aici, vă spuneam că este echipare Vision.
E singura echipare care poate fi achiziționată în România în acest moment, dar are câteva opțiuni în plus și are un preț de 43.000 de euro. Din asta se scad ecobonusurile de la statul român și ajungi la, nu știu, sunt vreo 6.500 de euro, ajungi destul de jos, la 37.000, respectiv dacă o iei doar în versiunea de bază, fără să mai adaugi opționale, ajungi la aproape la 30.000 de euro. Pentru o mașină nouă, plug-in hybrid, cu atâtea dotări, nu mi se pare un preț rău deloc. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-a plăcut review-ul meu cu mașina, v-am oferit niște numere reale de consum și ce așteptări să aveți de la acest model dacă vreți să vă cumpărați una. Sper să vi se pară util și până data viitoare nu uitați de like, share, subscribe și nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!